Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj va organiza în acest an 15 cursuri de recalificare pentru șomeri. Cele mai multe cursuri vor fi organizate pentru meseriile de lucrător în comerț și frizer, coafor, manicurist, pedicurist. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea participa și în acest an la programele de formare profesională care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii. Aceste programe asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, finanțarea activității de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar persoanele aflate în căutare de loc de muncă înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională. Conform planului de formare profesională aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în anul 2014 în Sălaj vor fi organizate cursuri pentru recalificare în 10 meserii. Acestea sunt agent de securitate, 2 cursuri, bucătar, 1 curs, contabil, 1 curs, electrician, electronist, auto, 1 curs, frizer, coafor, manicurist, pedicurist, 3 cursuri, inspector referent, resurse umane, 1 curs, lucrător în comerț, 3 cursuri, operator introducere, validare și prelucrare date, 1 curs, ospătar, kelner, vânzător în unități de alimentație, 1 curs, zidar, pietrar, tencuitor, 1 curs. Persoanele interesate de aceste cursuri se pot adresa compartimentului formare profesională din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj sau pot suna la numărul de telefon 0260 612 463.